grade, 30 de grade, 00 grade, 00 grade, Doamne ferește, care avea pe YouTube 5 milioane și ceva de vizualizări, după o fată ca ea care avea și aia, nu știu, 4 triliarde de tot așa de vizualizări, am fost sesizat despre un alt hit. Este un hit care se numește foarte complicat Tu. Atât. Dar cântă mulți. Deci mulți s-au unit, adică Oana Radu and Dr. Maco Fat Eli. Deci uite-te tu cât sunt. Deci măcar trei. Fat nu înseamnă, nu e un om. Fat. Nu e, adică cum ar veni și grămada cere vârf. Featuring asta înseamnă și grămada cere vârf. Nu? Deci Oana Radu, am înțeles că am întrebat, dar cine e Oana Radu? Că îți dai seama, să știu și eu să... După ce am aflat de F-Charm, că există... N-ai auzit de F-Charm? Da, vezi, ești de vârsta mea, n-ai auzit de F-Charm. Așa, și de Ligia. Ligia și F-Charm, care cântă 30 de grade, 30 de grade. Roșca e varză. Oana Radu, am înțeles că a fost la un... Nu la România au talent, la ceva, iarăși, cu, nu știu, că sunt 4.000 de emisiuni cu cântat, poporul român până nu pune o gură în sus și părtigă e din ea, nu se poate. Nu? O emisiune cu Brenciu, când era Brenciu la ProTV, dar acum nu mai e la ProTV, e la Antena 1. Brenciu e la Antena 1. În sfârșit. Știai că Brenciu e la Antena 1? Da. Știai? Perfect. Deci, Oana Radu and Dârâm, așa, de la, deci a, și a fost foarte dodoloață, am aflat eu, mi-a zis mie lumea, Oana Radu și acum nu mai e dodoloață. Dr. Maco, nu știu cine, Eli, nu știu cine, îmi pare rău. Dar așa. Gata, atenție, vă concentrați? Deci este hit, are pe YouTube 4 milioane de vizualizări și non-stop, non-stop e la radiourile astea cu hituri, cu hituri, cu hit. Atenție, vă concentrați, dacă avem multe de făcut în seara asta, de comentat și de luat lumină. Cum? Ține nevoia să întreb. Cum? Nu. Taci din gură un pic. Iartă-mă. Cum? Ua, ua, ua. Eu am crezut că e vorba despre Wacky. Îmi mai ții minte pe Wacky, personajul broască de desene animate. De când eram noi mici, Wacky. Ua, ua, ua. Am crezut că e un concert pe lac. Știi concert pe lac? Ui, încă o dată vă dau, că poate n-ați înțeles din prima. Nu, atenție. Începe așa mai păreghi, adică toată lumea oarle Bob Marley acum, atenție. Mai... Ce-ai făcut? Bă, deci după ce îmi revenisem de la concertul de broaște pe lac, a băgat cu reggaeton. Nu se numește așa? Cum tic-tric-tric-tric? Păi cum 7 minute, prietene? Nu 7 minute. Stai că am mult de făcut. Atenție. O mai dăm o dată, că poate n-ați înțeles. Doamne. Pe lângă faptul că ai remarcat că un vers în engleză rimează cu un vers în română? Deci, what can I do, 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 tu, în mintea mea ești tu, tu, tu. Deci, what can I do, trăgând la o parte, tu, deci trăgând la o parte electrocutarea, că probabil solista a băgat degetele în priză și și după aia l-a scos. În mintea mea ești tu, tu, tu. Deci, what can I do, rimează cu în mintea mea ești tu. Deci, cât de tare e asta? Faptul că un vers în engleză rimează cu un vers în română, adică este... Uite, fii atent aici. Îmi curge nasul, I think I have a flu, Adică, I think I have a flu, în engleză, cred că am gripă. Știi? Deci, asta am putea să facem multe versuri din astea în engleză să rimeze cu câte un vers în română. Mi se pare genial. Adică, asta e rimă împerecheată. Un vers în engleză, unul în română, unul în engleză, unul în română. Asta e rimă împerecheată adevărată. Nu, asta e rimă încrucișată, nu împerecheată. Împerecheată e 1 cu 2, 3 cu 4. Deci nu 1 cu 3, 2 cu 4.
Asta e rimă încrucișată, deci rimă încrucișată, dar bilingvă, superb. Atenție, continuăm. Deci nu vă supărați, e un pic manea, adică e un pic manea, dar nu e nicio problemă, adică nu, e hit, atenție. Iar aia. Acum vine. Nu, încă o dată, stai că m-am băgat peste priză. Deci este superb, este superb. Deci prima dată, atenție ce onomatopee sunt. În primul rând este oa, 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 după este titr-titr-titr-titr ăla, după care a băgat-o și pe asta. Ia uite. Și acum, toate fetele să dea din buric. Așa, tati. Bun. Și acum începe el, care-i Dumnezeu. Atenție, concentrați-vă. De unde varsă cerneala? Din pahar? Ăștia țin cerneala în pahar mai nou? Ăsta bea cerneală? Bă, tu ai auzit? Zici cerneala din pahar. Hai că mâncai cretă să ți se facă febră. Și să zici, doamnă, am febră. Da, bă, ai febră, du-te acasă. Și a mâncat cretă, ha, te-am făcut. Dar să bei cerneală din pahar, ce înseamnă tânăra generație? Încurat, uite, că s-a auzit că e cu cerneală din pahar. Deci... Vărs? Încă mai vărs cerneală din pahar. Cine mai vărs? Ei mai vărs? Că aici e foarte important, dacă ei mai vărs, e coleg cu Eba. Că sunt oameni care vor să vorbesc cu tine și oameni care nu vor să vorbesc cu tine. Deci de asta, dacă eu mai vărs, eu mai vărs. Cerneală din pahar, de ce aș ține cerneala în pahar? Dar acum, vă rog frumos, concentrați-vă. Băi, Roșca, lasă vrăjeala. Concentrați-te la această rimă care este Dumnezeu pe pământ. 9-3 minute. Acum. O mai luăm o dată, deci nu. Deci era ceva cu lacrimile tale ca apa de râu intră ca secera în grâu? Nu se poate așa ceva. Încă o dată. Deci e Dumnezeu pe pământ. Acum. Bine. Dumnezeu pe pământ. Deci apa... Tu ai auzit? Lacrimile tale ca apa de râu intră ca secera în spicele de grâu. Că zice exact așa. Auzi, da, copilul, el e un copil, nu? E din clasa a doua. Nu? Adică vocea nu-i de copil, de elev. E normal, adică poate că încă el asta cu spicele de grâu pe sistem. Unde ai ajuns la geogra? Da, la botanică. Știi? Poate fi ajuns la... În sfârșit. Și atunci am și eu niște idei de versuri. Bă, vă concentrați, că vreau și eu să-mi aduc, cum spun analfabeții, să-mi aduc aportul. Fii atent. Ia arată-o pe Nicki Minaj la televizor, ca să știe lumea la cine ne referim. Sigur că ăștia cu tu, oa, io, oa, oa, ăștia știu. Uite, asta e Nicki Minaj, ca să o știți. E o cântăcioasă, Nicki Minaj, da? Ați înțeles, e pe genul sexoșenie, mă rog, de asta, tunată, înțelegeți genul, da? Gen, cruduța gen, da? Ok. Deci, atenție, măi hitiștilor de România. Uite de o idee de strofă. Am râs ca Nicki Minaj, mi-a intrat în suflet ca traforaj un placaj. Câtă tare e asta?
Super tare, adică dacă e ca secera, în primul rând, de când nu se mai folosește secera în spicere de grâu? Ca să știm totuși metafora. Hă? Sunt niște secole de atunci. Deci o ard arhaic, asta mi-a plăcut. Deci asta cu traforajul. Arăs ca Nicki Minaj, mi-a intrat în suflet ca traforaj un placaj. Superb? Atenție. Mai am. Sufletul meu ți-e slugă, înnoată în lacrimi ca o păstrugă. Te văd și îmi bag capul în glugă, ca toporul în buturugă. Băi, îmi bag capul în glugă ca toporul în buturugă? Vă mulțumesc. Sunt talentat, știu, pot să fac hituri. Da, și din gură un pic. Acum vine capodopera. Atenție că este și cu un pic, cu o tentă un pic sexuală. Trebuie, adică să fie hit. M-am gândit să fie hit. Nu numai cu love. Love fără sex, nu? E ca un cardiac la Budimex. Nu merge. Deci, atenție. Mulți spun că eu sunt un limax, dar tu te apropii de climax. Și valul îți vine așa, 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 mai ai un pic și faci... Ți! Ce zic, mă? Nu acum. Și acum. Și... Perfect. Și m-am gândit, zic, bă, unde am mai auzit eu asta? Că am mai auzit-o undeva. Am mai auzit-o undeva. Băi, știți unde am mai auzit-o? Știți unde? Bă, la Salam. Îl știi pe Salam? Salam, fii atent. Salam am găsit. Salam cu reggaeton. Vă concentrați? Atenție. E varianta cu asta e varianta la succes, tată. Auzi, asta nu e hit? Și asta trebuie să fie hit. Hai! Gata! S-a terminat superbitatea de emisiune. Încurge naasul. I think I have a flu. Radio Zoo. Și vaca face mu. Mâine la 6. La 6! Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul.